Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity, un nou proiect cu această Toyota care ați mai văzut-o, la care am construit sistemul de pornire din telefon, din ceas, din cheie, din tot, da? E, iată, proiectul numărul 2 este cel care vom face o inteligență pe monitorul original. Neapărat să urmăresc nebunile noastre, știți bine că mașina are doar 2288 de kilometri, da? Și vă voi prezenta acest mic gadget care va face o inteligență foarte mare acestui monitor existent, dacă nu vrei să-l schimbi. Varianta cea mai făcută și-am schimbat-o, o să vedeți că vă arăt pe parcursul videoclipului. Ceea ce este de știut neapărat este că deschid o paranteză, am făcut un intro pentru ambele proiecte, am să închid paranteza și am să vă dezvolt foarte tare acest mic subiect cu această mică jucărie care este ceva demențial de fain. Așa că rămâneți, ascultați intro, să vedeți cât de multe lumini ambientale și câte nebuneri putem face pe mașină, după care să vedeți rezultatul final în mod de funcționare a acestui mic gadget care este o chestie foarte, foarte utilă. Așa arată un Hilux 2024 în interior. Este superb de frumos. Hai să vedem câteva idei, câte putem să facem, să facem un intro care să fie, să zic așa, un mai general pentru ambele videoclipuri, atât pentru partea de pornire din ceas, din telefon, ce vreau să realizez, și din cheia originală, să vedem dacă putem, cât și varianta de androidizare a sistemului original, ceea ce înseamnă să facem online TV box, online video player direct pe acest aparat OM original. Ok, bun. Ei, acum, hai să dezvoltăm puțin de la la Z și, repet, acest intro va fi unul general pentru ambele clipuri, atât pentru varianta cu pornire, atât cât și pentru varianta cu inteligentizare sistem. Întotdeauna pornim de sus, da? Noi avem varianta aceasta când avem acest plastic aici, care putem să-l extragem și să punem un alt plastic, total un alt plastic, care să facă monitorizare de camere atât față, cât și camera față-spate, da? E, odată astea amplasate, tu foarte elegant poți să îți monitorizezi traficul atât pe față, cât și pe față-spate, da? Sau am variantă de a introduce cameră 360 de grade, asta înseamnă față-spate și laterale, da? Pentru această mașinuță, fără probleme, odată cu varianta de cameră parcare, cât și cu varianta de monitorizare 360 de grade. Chiar sunt curios să văd dacă această mașină, nu cred că n-are avea cameră, ba are cameră, așa, care are și cu ghidaj activ, ok, bun, dar se pare că n-are avea 360 de grade, ia să vedem. Ba, uite că are 360 de grade de fabrică, fii atent, ok. Ia să vedem, adică are și în cele două laterale, da? Ia să vedem noi dacă chiar este, da, uite, are cameră, ba, uite că are, nici n-am știut că are varianta aceasta, ia să vedem, da, uite, are 360 de grade, ei, dacă n-ai cameră 360, să știi că noi putem să-ți punem și să-ți adaptăm camera 360 de grade pe sistemul original și, sincer, noi am mai făcut și pe Toyota Hilux 2021-22. Apropo, aceeași mașină care este asta, acum mi-aduc aminte că am pus sistem de navigație. Deci am extras acest aparat afară și am pus un sistem Lenovo superb de 8 GB de RAM, ok, doar că această variantă, iată, este cu sistem de boxe GBA, ceea ce nu-l are el, da, are un alt stage de audio, deci e ceva puțin mai next level față de prima generație. Ba, acum că mă uit la el, da, foarte multe nu sunt schimbate între ele, tot este, să zic așa, identic. Cred că ceasurile sunt ceva generație puțin mai nouă sau poate volanul, dar în schimb partea aceasta o rețin minte că am schimbat-o și am pus un sistem de navigație. Bine că mă uit acum puțin mai atent și îl văd, dar calitatea lasă de dorit. Bun. Acum hai să vedem un pic, deci câte mai putem pune, am zis în felul următor. Am zis partea de cameră DVR față, față-spate. Camera 360 în sistemul original, dacă n-ai, sau camera spate, față de parcare.
pasul următor ar fi în felul următor. Dacă vrei lumini ambientale, deci lumini ambientale mai nou poți să montezi frumos, dacă vrei în această dungă, dacă vrei în dunga aceasta, da? Dacă vrei în trimuri aici sau ți-aduc cu trimuri dedicate, poți să-ți fac să-ți lumineze inclusiv deschiderea de mâner, penarul, picioare față, picioare spate, da? Așa, cât și partea cealaltă de aici, da? Poți să-ți fac să lumineze, așa. Și la picioare aici, și la picioare spate, peste tot. Deci putem să spunem lumini ambientale care le putem coordona direct din acest sistem, fără nicio problemă. Ba, pasul următor, ce ar mai fi? Sistem audio, dacă vrei puțin mai bun decât ceea ce este. Nu cred că ar fi rău ceea ce se prezintă aici, dar cred că sunt soluții și mai bune. Așa, după care, ce ar mai fi aici? Un mic subwoofer, dacă chiar vrei. Iată că a pornit între timp partea de videoclip, pentru că noi v-am zis că vom androidiza și o să vedeți partea aceasta imediat. Așa, partea de sistem audio, dacă vrei să completezi cu un mix subwoofer pus sub scaun, da? Putem antifona tot ce înseamnă ușca să fie puțin mai bine, mai silent pe interior, așa. Ce mai putem face? Mai putem pune evacuare electronică, ceea ce am pus pe tipul ăsta de mașină. Foarte interesant. Așa. Și pornirea din ceas inteligent din telefon, ceea ce o să o prezint și pe aia imediat. Da, asta să fie un intro pentru ambele sisteme, așa că să înceapă fiecare variantă, da, sau, cum am zis, androidizarea acestui sistem. Iar acum vreau să înceapă separat partea de androidizare, separat partea de pornire din alarmă, să prezint fiecare produs separat. După câte vedeți, acest sistem, acum în modul acesta are YouTube, el are de toate, dar nu le poate și Netflix și orice, dar nu poate să aibă dacă nu scoți și nu introduci acest mic gadget care l-am eu. Odată introdus, da, eu am încă varianta vechea mea de 4 giga, ok? De ce? Pentru că am toate conturile pe el, nu le-am scos, nu le-am diversificat încă. Am zis că las până mai funcționează. Da, încă mai funcționează, încă mai merge bine. Iată, îi dau să-i las, uite, Apple CarPlay conectat, ok? Imediat va intra, să-i dau un back, numai nu știu cum îi dau back la asta. Iată de aici, uite aici Apple CarPlay și va intra, iată sistemul de Android. Dar hai să-l mai văd odată, pentru că vreau să vedeți foarte clar că va intra și va scrie Android pe sistem. Asta înseamnă că dacă ai un Toyota de genul și vrei să ai mai mult decât sistemul tău care este aici, da? Doar îți dau acest box, le iei, îl bagi în USB, îi dai internet, îți faci cont Magazin Play, ceea ce merge rapid. Și mai mult decât, uite, activează. Decât atât n-ai ce să faci. Îi dai doar activează întotdeauna, iată cum pornește el și iată cum, de ce să n-ai tu Android full direct pe sistem. Îl lași un pic, uite aici semnul de Wi-Fi imediat se va încărca și o să-l vezi, gata, funcționa. Așteptăm să se încarce, da? Să-i dau, să-i ofer internet sistemului. Nici măcar nu pun mâna pe nimic. Telefonul meu, iată, mâna dreaptă filmez, mâna stângă o vedeți aici, el am oferit partea de internet și deja s-a conectat. Bun, hai să vedem, deci totul merge din touch frumos și hai să vedem că avem multe de prezentat aici. Deja este pe TikTok, nu uita pe TikTok aici, Sandu Hifi, dacă vezi TikTok-ul meu aici, poți să intri, deja sunt astea expuse de mult, pentru că le-am prezentat, am considerat că rapid să-l și expun pe TikTok, pentru că foarte mulți sunteți pe TikTok, foarte mulți veniți de pe TikTok și foarte mulți vedeți multe pe TikTok. Căutați XY și tați și de noi. Bun. Ei, acum că odată s-a activat sistemul, nu uitați că aceste aparate le puteți comercializa de la noi. Ne puteți suna de luni până sâmbătă, între 9 și 19, da? Exclus, vă rog, duminică. Nu mă deranjați duminică, pentru că nu lucrați nici voi, nu lucrez nici eu, așa că n-are rost să intrăm în orar de lucru necorespunzător. Duminică nu fac business. Bun, acum hai să vedem. Deci, acest aparat foarte simplu, vi-l dau, vi-l trimit și hai să vedem. Ai iMessage settings, nu ne interesează, da? Ieșim afară de aici. Ai Bluetooth Phone Maps. Ai Google Maps-ul, care nu poți să ai Google Maps-ul niciodată pe un sistem așa. Aceste sisteme le-am vândut foarte mult pe Lamborghini Urus, pe ultimul răcne de Mercedes 2024, pe toate Porsche-urile, pe toate Mercedes-urile, pe toate nebunelile. Da, deoarece nu-i funcționează la niciunul exact în metoda asta. Uite-te aici. I-am dat audio tuning, da? Și iată ce mișto. Eu, de exemplu, pot să-i văd harta cartografiată video, da? Aici suntem noi. Aici este, iată, acolo suntem noi. Aici este partea de hartă. Bun, ei, odată cartografiat așa, putem să vedem cartografiat așa, cartografiat video.
Dar dacă nu mă satisface nici varianta aceasta, hai să vedem cum aș putea eu face dacă nu să am două sisteme de navigații. Oricum am și Waze-ul, am și Google Maps-ul, am și iGo-ul, am și Sidegeek-ul, dacă vreau, am toate opțiunile și toate posibilitățile de a face cât mai diversificată partea de navigare. Da? Iar dacă vreau, pot să pun aici Waze-ul cu YouTube, YouTube cu Netflix, Netflix cu orice. Deci pot să fac toate posibilitățile și mi-l țin care vreau eu. Dacă vreau, țin Waze-ul, dacă vreau, țin Google Maps-ul. Ba, de aici intru, mi le închid pe toate și mi le țin închise ca să nu mai am nicio posibilitate de a îmi îngreuna funcționalitatea. Mă duc înapoi pe prima pagină. Am phone home, Apple CarPlay, Bluetooth Music, nu mă interesează, am SpeedPlay. Dacă tu ai Apple CarPlay pe cablu, bineînțeles că cu acest modul, tu poți să faci în varianta full wireless. Nu mai ai nevoie de absolut nimica, doar de această chestie și ți-l face full wireless. Am aici partea de Chrome, da? Ce face partea de Chrome? Dacă nu, hai să vedem, să intrăm în câteva... Așa, ia să vedem. În câteva variante. Hai să intrăm în prima fază și în prima fază în partea de site-a noastră, da? Aici la site, dacă intri pe site-ul nostru, găsești un configurator, da? În acest configurator, iată aici, avem 7000 de produse, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, peste tot ne găsești și galerie video aici, dai marcă, model și găsești multe proiecte de pe YouTube. Îi dai aici, fii atent. Module Apple CarPlay și Android Auto, da? Îi dai marca pe universale și iară marcă pentru că acest aparat este universal. Deci dacă tu nu ai CarPlay pe el și vrei să spui, atunci selectezi marca Toyota și restul cele. Aici dacă derulezi, vezi acest Apple CarPlay 700, Android CarPlay, asta îți fac să-ți meargă full wireless. Dacă e modulul, e 1500 cel de 4 giga care îl vezi aici sau 1800 cel de 8 giga care încă nu l-am pe site. Bun. Iar aici dacă, de exemplu, dai, iată, am o altă variantă superbă, care nu de mult am descoperit-o. Deja am început să fiu ca norocul imitat, tot ce e frumos se imită, dar nicio problemă că e ceva normal, da? Iată de ce să n-ai Pro TV-ul direct la tine în mașină, antena 1, tralala, sau oricare altul, poți să-i dai drumul și să vizionezi ce vrei tu, în ce canal vrei tu, ia să-i dăm să meargă, să-i dăm X. Ok, ia să mergem. Să lăsăm reclama, că fără reclamă vă dați seama că nimica nu funcționează. Uite, deja merge Pro TV-ul. Deci dacă fac big smile, așa, iată, uite, Pro TV HD, da? Deci merge, funcționează, tot așa antena 1, tot așa, toate restul cele sunt perfect funcționale, da? Bun, îl închidem frumos pentru că nu mai avem nevoie de el, da? Și o să închid și aceste pagini. Deci ați văzut prima variantă de televiziune. O să urmeze imediat restul, pentru că avem mai multe. Toți cei care folosiți Android, atât Android Box, atât cât varianta asta de navigație Android sau Android Box, intri aici, intri la My Apps and Games, la update și dați update la tot ca să funcționeze perfect. Că dacă nu funcționează perfect, din păcate, nu ai posibilitatea de a fi să-ți ruleze carumea. Snapdragon Gallery sunt niște chestii unde poți să vezi multe poze, multe altele, da? Iar aici avem partea de iGo. iGo este un sistem de navigație care merge full offline, nu ai nevoie de absolut deloc, nici internet, nici nimic, da? Poți foarte simplu să navighezi și să-l dirigezi în limba română, în ce limbă vrei tu, da? Și poți să ai atât text cât și limbă dorită. Ba, ieșim de aici. Bun. Hai să vedem. Bun, 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 bun. Acum, aici avem YouTube Music. YouTube Music-ul este un sistem unde poți să ai toate melodiile, toate playlist-urile tale și tot ce este necesar pentru a face să vezi multe dintre melodiile tale preferate, playlist-urile tale preferate. Dacă tot vorbim de el, hai să vorbim un pic și de Spotify, da? Unde, bineînțeles că Spotify-ul, bineînțeles că YouTube Music sau oricare altul, poți să-l ai, să-l utilizezi inclusiv din Apple CarPlay, din Android Auto sau din oricare altul, da? Iată că merge și Spotify-ul, da? Și dacă tot i-am dat și ăsta, hai să-i dăm și SoundCloud-ul și atunci am terminat cu toate aparițiile și cu toate playlist-urile muzicale care sunt... Iată, aici. Bun. Ok. Hai să vedem. Next. Pam, pam, pam.
YouTube-ul lăsăm la urmă, Spotify, Digi Online. Ei, dacă ai această variantă și această opțiune de a viziona televiziunea, de ce să nu-ți meargă și Digi Online-ul direct pe Toyota ta, să poți să vizionezi tot ce este sport, uite, acasă, fii atent, nu? Știri, da? Da, știri, poți să vezi Digi24, România Actualități, da? Astea, iată, Digisport, ok? Iată, Digisport 1, hai să vedem. Intri pe Digisport 1, te uiți la fotbal, te uiți la tenis, te uiți la moto, te uiți la sport, la box, la lupte, la ce vrei tu, ok? Hai să vedem că aici sunt reclame. Hai să prindem un pic de fotbal, un pic de ce vă place. Uite, tenis, da? Ba, ai o emisiune care vrei să o vezi, ai orice ce vrei să o savurezi, da? Atât în timpul mersului, cât și pe varianta statică. Iată aici ce va fi, ceva formulă, motor. Da, iată, motosport. Aoleo, ce mișto. Sporturile de viteză ce ne place și nouă. Uite, da? Fii atent, ce frumos. Mai înainte am făcut pentru TikTok. Cum am zis aici, mă găsești pe TikTok, Sandu Hifi. Am făcut și erau foarte multe meciuri. Bun, da, în fine, acum nu mai stăm după ele. Aici ai HBO, ai tot ce vrei. Plus că ai Disney Channel, Cut Network, tralalau, care este, iată, HBO, Netflix-ul puiuților, copiilor. Ei știu ce le trebuie lor, ei știe ce trebuie să vadă, da? Iată, tralalau, poți să-l pui și poți să-l vizionezi. Și dacă bine știu, cred că pot să fac și la chestia asta, split screen, ia să vedem, adică să-i pui, ia să vedem, jumătate, pot să pun Digi, da? Și după aia jumătate, cred că pot să pun ce vreau eu, da? Poate mai deschid un Digi și pun alte două jumătăți sau îi pun o altă navigație sau îi pun ceva, ia să vedem. Am nevoie de Waze, hai să vedem, da? Uite. Și o să meargă amândouă, numai să se încarce și poți să pui ambele, opa, sisteme. Unde am ajuns? Home. Ia să vedem dacă tot am ieșit de aici. Un meniu. Ia să vedem telefon. Unde este Apple CarPlay? Stai să vedem. Unde l-am pus? Sursă. Bluetooth. Miracast. Asta e. Nu, uite aici. Aici, da. Bun. Next. Hai să vedem. Bun, deci Digi Explorer Fire, de acolo contribuim tot ce înseamnă partea de Android a sistemului, da? Bun, iată și pe el. Aici este YouTube Kids-ul, asta nu umblăm la el, nu vrem. Ah, mai avem HBO Max-ul, da? Iată și pe el este disponibil în această Toyota. Dacă tot vorbim de 2024, chiar mă bucuram că am un Hilux 2024 și uite, eu am făcut 2022-ul când încă ele a apărut și nu s-a chiar modificat nimic. Nu știu ce înseamnă secțiunea asta GR. Asta este poate o ediție mai alta, dar nu e o problemă. Bun, și uite HBO Max-ul cu Aquaman. Nici nu știu. Stai să vedem. A, da, uite-ne. Stai să se încarce și ele, că astea sunt de încărcat. Nu știu câte sunt, habana. Și ăsta are un touch destul de dur, exact ca și la varianta de Touareguri. Bun. Ambient light. Dacă spun lumine ambientale, ceea ce ți-am zis că pot să spun, poți să le coordonezi direct din sistemul acesta. Ok? Super. Ia să închidem. A, așa, să nu ruleze foarte multe. Bineînțeles că dacă ai acest aparat, de ce să nu folosești și partea de Netflix, unde numai îți bași contul, intri și te uiți la ce serial vrei tu, puiuțul tău sau oricine altul își poate, iată, deschide aici și poate să vadă ce vrea ei, da? Bun. Pagina următoare, Lucky Cam, dacă spun camera asta de vere, ce ți-am zis, de monitorizare, trafic, poți să o ai, Waze-ul, este ceva normal să-l ai cu Apple CarPlay, cu Android Auto și cu toate restul cele, da? Așa. Funcționează într-un mod perfect. Bun, după care WhatsApp. Ei, aici nu vreau să vă arăt, asta e un WhatsApp de-a meu, unde poți să vezi toate conversațiile, poți să intri și poți să-ți faci tot așa cu comandă vocală, să-i spui tot ce vrei tu, da? Iată de ce să mai și TikTok, deci revenind la partea de WhatsApp, da? În WhatsApp tu poți să îl folosești exact ca și varianta de varianta clară de WhatsApp original. Hai să intrăm un pic aici înapoi la WhatsApp, la TikTok, așa. Iată, TikTok, iată, TikTok, TikTok, TikTok. Ce frumoase, mișto ambientale.
Eu, mie îmi place orice face toată lumea, tot felul de ambientale. Eu pe toată lumea, cine îmi place, pe toată lumea îl urmăresc, îl văd, îl admir. Tot de la la Z. Nu am nicio treabă cu nimeni. Deși pe TikTok, dacă bine știi, mă găsești aici ca și Sandu Hifi, da? Deci ăla este partea mea de TikTok, acesta este canalul meu, Sandu Hifi, da? Oricum e scris aici în dreapta, deci puteți vedea și aici avem diverse, dacă ați observat, diverse foldere care sunt folderizate, Mercedes, BMW, Nissan, Audi, bla bla bla, toate restul le puteți vedea așa. Bun, ce ar mai fi aici de văzut, dacă nu parte de VLC player, asta este un SD card USB player, oricum în el poți să bași și SD card, poți să bași și partea de, ia să vedem, așa, partea de card SD, card SIM, tot merge în el, da? Iată, dacă îi dau, am tot așa videoclip pentru puiuț, am desene animate, am filme, am ce vreau eu. Bun, ia să-i dăm next, uite aici. Iată. Are o folie destul de urâtă care nu-mi place mie peste această, peste acest aparat, dar ok, se vede oricum bine. Ia pus o pucăcă anti-zgârietură, anti-glare, anti-orice și noi punem tot felul de aparate de folii de genul, dar depinde la cerere. Deci iată și USB player-ul merge. Hai să mai fie încă o singură variantă ce trebuie să vă prezint, da, și vreau să vă prezint, după care o să-mi iau rămas bun de la partea aceasta de androidizare, ok? Iată aici, îi zice numai atâta. Sound Identity! Iată. Aici odată rezultatul obținut, iată cât de mat se vede această folie, uai ce nu-mi place. Așa, iată, Sound Wi-Fi Shop, Sound Identity, mulțumesc tuturor care sunteți alături 2024 aprilie aici cu noi, da? Și aici dacă intri, dacă ești la calculator, scrie aici, uite în capăt este o lupă, scrie Hilux în search, o să găsești toate clipurile cu noi. Dar dacă vrei să cauți aici, iată, aici aveți sisteme audio, lumini ambientale, tot evacuarea, multe nebuneli, da? Deci foarte multe nebuneli care le faci, care le facem și care le expunem. Cheia smart, haion electric, detector de radar, toate nebuneli. Dacă vrei să vezi numai Hilux, îi dai la playlist aici și mergi în jos, mergi în jos, pentru că de la 14 abecedarul auto și uite aici la numărul 48 este folderul Toyota, unde poți să vezi, iată, varianta asta de Toyota. Uite, dar dacă dau un pic, chiar aici, uite, am foarte multe Toyota făcute, nu una, nu două, nu trei, fii atent, 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 hai să văd unde este Hiluxurile astea nebunești care le-am făcut eu, că știu că am Hilux-ul cu Toru, uite, Hilux-ul cu Toru, Tor Exhaust, uite, uite, Hilux-ul cu Android în 2021, când era așa această mașinuță nouă-nouță și am schimbat navigația, uite, te stai să vezi un pic, stai să-l facă măricel, ok, și să vedeți, ia să vedem, uite, da, uite, da, dar e diferit un pic că fața, ok, ia să vedem, bun. Ia să vedem interiorul acela față de acesta, este, da, este cam același, uite, volanul este puțin, ba nu, că și el e destul de identic, ok, și parte de climă și parte, da, e aceeași mașinuță, doar că am făcut-o în 2021, când erau ele apărute, el avea și CD-ul acolo, iată și aici am pus un aparat Lenovo, clar vizibil, care a venit tot cu RAM, cu tot și asta avea Apple CarPlay, avea toate androidizările și tot. Bun? Da, astea le poți vedea, deci dacă intri în playlist-ul nostru, acolo le poți vedea. Bun, tot ce a mai rămas să vă zic, singura chestie ca să rămâneți până la finalul videoclipului, tot dacă aveți nevoie de asemenea gadgeturi, ai numărul de telefon jos, sus, la început, la final, plus aici TikTok-ul meu, Sandu Hifi, plus ai site-ul web, poți să mă suni de luni până sâmbătă, 9, 17, 9-19, exclus duminică, ok? Și rămâi până la finalul videoclipului să vezi mai multe informații despre noi. Suntem cu sistemul gata, gata, terminat! Bun, vreau să vă arăt 2-3 variante, adică varianta level 1 când sistemul este cartografiat și este prezentat direct pe telefon, da? Vreau să vă arăt toate opțiunile lui, vreau să vă arăt toate variantele de lucru. Bun, level 1, hai să punem
telefonul jos, să vedeți cum voi face. Primul procedeu va fi din partea noastră de cheie. De ce? Și iată GR, chiar m-am uitat ce este, GR Sport, da? E ceva model 2024, variantă foarte nouă, ați văzut că are doar 2000 și ceva de kilometri. După ce o pornesc odată, o sting odată, bla bla bla, o să vă arăt clar că nu am nicio eroare în sistem, așa că hai să-i dăm drumul. Una, două, trei, patru, da? Hai să vedem. Am două variante, numai vreau să le ascult, care funcționează. Bun, fii atent. Una, două, trei, patru, 5. Gata, merge, funcționează. Iată-l cum își dă drumul nebuneala, da? Și cum v-am zis, este perfect funcțional. Deci, avem varianta 1 când funcționează din cheia originală, da? Și o chestie foarte, foarte șmec, da? Care iată, îți arată inclusiv și pe telefon că motorul este pornit, dar este în cupolă. Asta înseamnă că este într-un mod safe. Nu poate să-ți umble nimeni la el, nu poate să fie accesat. Dar fii atent, o chestie foarte tare. Nici cu cheia nu poți să-l accesezi, poți să-l apeși, poți să-l deschizi, nu poți nici să-l deschizi, nu poți să-i faci nimica. Da? Deci, level 1. Bun, având în vedere că suntem în era tehnologiei, toată lumea este cu telefonul la el, așa că nu cred că ar fi o problemă mare dacă cineva, vorba vine, nu are cheia, nu are telefonul la el, da? Pentru că pe baza telefonului el este foarte ușor identificabil și foarte ușor updatabil. Bun, acum hai să mergem în partea tehnologică. Bun, ce vom face dacă nu? Iată, luăm telefonul și încercăm să-l... Să vedem ce opțiune avem. Nici cu telefonul nu putem să-l deschidem. De-aia, uite, îi dau deschidere, da? Dar, cu deschiderea, ce am realizat? Oprirea sistemului. Bun, ceea ce este mișto, pentru că am cheia în buzunar, nici cu oprirea sistemului, da? Nu-ți va deschide mașina. Uite, îi dau loc, dezloc. Uite, i-am dat deblocare, da? Bun. Nici așa nu pot să-l deblochez. Dar, având cheia în buzunar, ai înțeles? Poți să-l deschid. Bun. Acum mai vreau să vă arăt ceva, dar să închid ușa, pentru că fii atent, arată ușa deschisă, ok? Imediat ei vine și se apare că e dezarmat, ok? Iată că i-a apărut și partea de armare. Ce vreau să vă arăt neapărat ar fi încă o funcție. Da. Această mașinuță, având în vedere că are și kilometri puțin, da? Ia să vedem. Fii atent, nu are absolut deloc nicio eroare. Deci eroare 0, da? Deci nu avem niciun mod de eroare. Tot este în mod perfect funcțional, toate sunt într-un mod perfect util. Să nu uitați să vizionați și partea când androidizăm acest sistem, mai exact când facem site tot ce înseamnă online TV, online tot, da? Iată, noi lăsăm pe aer condiționat, pe tot ce vrem, pentru că în cazul în care vine gazda, o să arătăm că ea funcționează. Iarna, accesăm partea de aer condiționat, vara, accesăm partea de căldură, da? Deci în acest caz, acum titularul foarte simplu poate să aibă această operațiune de variantă de climatizare pornită, ceea ce puteți să aveți și dumneavoastră, o mașină răcoroasă. Iarna, mamă ce le încurc, aveți geamul aburit, aveți geamul de zăpadă, aveți tot, căderile înghețate, tot. Ei, pe baza acestui sistem, tu când vii și ai lăsat căldura, toată mașina este într-un mod safe, ai deschis ușa frumos, nu se agață, nu-ți face, nu se lipește, așa? Deci nu-ți zmucești căderile, nu-ți le strici, nu-ți le îmbătrânești, tot rămâne perfect intact, pentru că interiorul va fi călduț. Acum că suntem puțin la umbră, hai să vă arăt un pic din parte de aplicație. Deci aici, iată, mi-arată 12,6V. Îmi arată GPS-ul, semnalul GPS și GSM este perfect, ok? Deci astea două n-au nicio treabă, doar arată că sunt active. Ok? Asta, contor de ore. Puteți reseta controlul de la 0. Bun. Avem 39, da? Îi dau 0 să se prospăteze. 39 de grade în interior. Ok? Foarte cald. Într-adevăr că la noi soare maxim. M-aș fi retras la umbră. Asta nici nu știu ce este. Numărul cartelei SIM. Că poți să-ți bagi numărul cartelei SIM. Ce număr are. Chestia asta cu 12V, da? Este bună pentru că dacă mergi în America sau oriunde, tu ai internet, ai acest telefon la tine,
tu vezi că mașina ta are sub 12V, vrei să-i faci un ciclu rapid de încărcare, ei, ce e mai bine dacă nu, te apuci și dai o pornire de motor, cred că pot să-i dau și de aici, da? Și oferindu-i partea aceasta de, iată, îi pune contactul, eu n-am umblat la nimic, absolut, ok, motorul este pornit, îmi dă imediat, iată, o altă sursă, iată, abia acum mi-apare că motorul a pornit, e normal, cu întârziere un pic, până îi vine informația, și după care o să vină ce voltaj am, câte grade și tot ce este necesar, îmi va prezenta în acest mod, fără niciun da și poate. Bun, o să vă arăt imediat că o să ies afară și o să vă mai arăt încă două, trei informații foarte, foarte utile, da? Ia să vedem, uite dacă l-a pus aici. Cred că motorul este oprit, da? Uite, el face că se oprește. Trebuie să închid ușa ca să primească toate datele de la Z. Uite, deja mi-a primit-o care 13,7V. Ei vin, doar că ei vin mai încet, adică ei vin cu baza de date, tot trimite informații. Ok, hai să trecem cu... Deci, asta este închis, deschis, iată, de vreau să-mi caut... Auzi, vreau să-mi caut mașina în parcare, da? Pot să o caut, pot să-i fac câte cicluri de căutare să-mi facă și chestia asta, da? Așa, numai că prin apăsare lungă, deocamdată e setat pe două, se poate seta din, uite, semnal, da? Protecție împotriva prestării accidentale. Ok. Ia, bun. Așa. După care, avem o variantă foarte mare de... sistem aici, da, sună dispozitivul, oprire motor, tot, deci poate să-ți vină informații despre tot ce vrei, bun? După care, iată, am și harta, cartografierea hărții, unde suntem mai exact, bun? Cu localizare directă cu Google, pot să-i dau direct Google-ul și să-mi vadă Google-ul, știți bine că eu sunt pe strada William Shakespeare, ok, aici, bun, așa că mai mult de atâta nu știu dacă pot să vă spun. A, așa, iată, aici să văd dacă îl fac mai... Uite, și Audio Tuning Center este aici, deci suntem la Audio Tuning, doar că Audio Tuning este acum, în momentul de față acolo și eu sunt puțin mai încoace cu mașinuța exact aici unde vedeți, că sunt într-o curte unde este puțin mai, să zic așa, mai la umbră. Bun, după care... Deci avem și cartografierea și pot să văd pe unde umbli, când umbli, cu cât la oră, tot. Bun. Iată aici dacă îi dau, îmi arată tot ce înseamnă parte de armare, dezarmare, tot, toate avertismentele de motor, de dezarmat, de încheiat, de lovitură, dacă ceva s-a trântit, s-a proptit de mașină. Bun, deci știe tot, iată, azi, ieri, săptămâna trecută, perioadă, de aia ți-am zis că în cazul în care tu vei această mașinuță ca să o dai cuiva împrumut și respectivul, intră într-un radar, vine acasă, nu spune nimica, primește peste o lună, două, primești foaia, nu știu cât timp îți dă, iată, start, văd că îmi dă perioada destul de mare, ia să vedem dacă 2020, uite, 2018, depinde cât vrei, stochează destul de mare perioadă pentru așa ceva și poți să vezi cu cât s-a circulat, poți să vezi dacă ți s-a adus cu, ți-a venit de pe un drum accidental, bine, pe mașina asta nu te interesează, dar pe o mașină cu talie, cu jante, cu talie mică și ai rupt roțile sau ceva, poți să-ți arăți, domne, uite, ți-am dat mașina și tu vii că ai umblat pe un teren accidental. Aici este stilul de condus, exact ce v-am zis, că cu cât circulă, cu cât rulează, unde rulează, cât de denivelă, cât de eficient a fost drumul. Iar aici sunt setări, unde ce notificări să-ți vină, ce setări inteligente de Bluetooth, da? Tot, uite, atenție, pentru a începe înregistrarea. Acum eu nu o să încep pentru că sunt pe telefonul meu, nu vreau neapărat să mă implic și să fac această operațiune de pe telefonul meu. Ba, ei, acum, hai să închidem. Uite, n-am închis ușa, fii atent, și dacă nu închid ușa, cred că o să-mi și pornească o alarmă destul de urât, așa că n-aș vrea această operațiune, iată, mă îndepărtez, ok? Bun, și acum, dacă eu îi dau, iată, să-i dau închis. S-a și auzit, nu știu dacă ați văzut, eu când am coborât, n-am închis ușa deloc. Deci acum am armat-o, bun, uite. Ia să vedem dacă dezarmăm de aici. Dezarmat. Nu mai deschide. Da, măcar de închis-o. Bun, perfect. Deci, cu asta căutăm. Atât.
paf. Dar pot să-l fac să sune de 20 de ori, pot să-l fac să sune cât vreau eu. Apropo, perioada de pornire a motorului, ca să mai pornim o dată, este undeva la 15 minute, poate să fie el în principiu gata pornit. Da? Iată cum acționează și că a luat comanda și că a prelucrat-o, deci este într-un mod deosebit de super partea de funcționare. Dacă mă apuc și mă deplasez, dacă eu, de exemplu, n-am să-i dau contul titularului, dar n-am cum să fac asta, că acum vine și acum îi mânesc tot, acum îl voi prezenta, îl voi loga pe telefonul lui, eu nu o să mai am acces la această mașinuță, eu aș putea să văd exact unde este, exact unde circulă, cu cât la oră, cu ce, pe ce traseu și pe tot. Ia să vedem ce este aici, că nici nu știu. Așa, se pare că nimica. Ia să văd aici, jos. Da? Săptămâna trecută, ieri, azi. Deci poți să vezi tot, cred că toate nebunelile. Iată, uite cât am umblat eu. Din punctul A până în punctul B. Ce interesant, vezi? Asta mi-a arătat el de la Audio Tuning Center. Deci am fost foarte, foarte puțin. Bun. Ia să-i dau un back, ca la un pian. Așa că mai multe nu știu ce să vă mai zic. Repet, în varianta asta cred că v-am zis tot. Deci localizează, are jurnal de trasee, jurnal de călătorie, jurnal de stil de condus, da? Deci iată, stil de condus, tot are. Poți să știi ce, cum e, armat, dezarmat, iarna, vara, poți să pornești căldură, răcire și toate nebunelile lui. Așa că dacă vreți asemenea gadgeturi, repet, poți să le montezi pe foarte, foarte multe mașini. Hai să vă explic câteva. Am făcut Mercedes S-Class, care nu avea Keyless Go. I-am făcut Keyless Go, i-am dat două chei noi, da? Și am mai făcut un sistem ca peste cheia nouă, și, nu cheie smart, un sistem de pornire de motor, da? Cu cheie smart, ulterior, dar totuși pot să fac și fără cheie smart. Cheia smart este o cheie care este doar touch și îți face keyless lock, keyless entry și îți face localizarea mașinii prin GPS, plus îți face deschiderea haienului electric. Ei, eu la partea de Mercedes i-am făcut așa, keyless go, pentru că a băgat cheia înăuntru și dădea la automat, nu, i-am scos cheia, i-am băgat un push, da, de keyless go. I-am dat două chei noi, i-am făcut să-i pornească mașina din rază, direct de pe partea de cheie, da? Deci din cheie pornea, din cheie oprea. După care a venit titularul și a zis, domnule, vreau și o aplicație pe telefon. Ok, mai este o taxă în plus, îți dau aplicație pe telefon și tu poți foarte simplu ca să-ți faci această operațiune și să ai și din telefon cu localizare, cu tot ce vrei. I-am făcut așa. Tot așa pe Volkswagen, acum pe Golful meu 7 aștept această variantă ca să mi se facă, ca să pot să mi se facă, să mi se trimită, aștept să primesc de la colaboratorii mei un sistem de keyless go ca să-i fac pornirea din partea de keyless push, apeși pe buton, pornește mașina, da, eu având un Golf 7 GTI, așa. Și să-i fac tot așa keyless lock, keyless entry, când mă apropiu se deschide, când mă deportez se închide, așa, plus să-i fac și din aplicația de telefon. Dar pentru asta, acum așteptăm să vină, așa că Mercedes-ul l-am făcut, dacă vreți, intrați la mine pe canalul de YouTube și intrați în, direct în canalul meu și scrieți numai la modul de căutare unde e home, playlist, video, strala, în capăt ai o lupă, scrii W222 și o să vezi un 222, un S-Class care a primit acea variantă. Bun, acum variante sunt multe, iată și acolo avem un Corvette 2023 care i-am făcut cameră față-față-spate, adică față adaptată pe cea de spate, o chestie extraordinară și acolo. Avem multe mașini 2023-2024, cum este și ea, cum am zis că suntem în 2024, în momentul de față, aprilie, da? Deci tot încep să vin deja foarte multe mașini 2024, pentru că am avut foarte multe, pot să zic deja, din acest an. Bun, cum am mai zis, am mai făcut asemenea Toyota, am făcut diverse variante, diverse opțiuni, da? Iată și partea asta de pornire, care eu zic că o să vă placă și pentru cei care doriți, nu uitați, peste tot Sandu Hi-Fi Sound Identity vă pot servi cu toate aceste facilități. Tot ce a mai rămas, rămâne să vizionați eventual atașez și partea cu androidizarea când am pus online TV Box pe sistemul original, da? Plus că să vedeți și în partea de dreapta sus când o să las Hilux-ul celălalt unde am schimbat sistemul de navigație. Rămâneți aproape!
am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general, pentru toate tipurile de videoclipuri. Acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant, cum puteți să contribuiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi, da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9, 19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci duminică vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care, hai să începem așa. Avem așa, Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp, toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web, da? Pe www.soundidentity.ro. Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici, să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv, da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hifi, simplu, nimic altceva, Sandu Hi-Fi, Sandu Hifi, ei, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți-mi, da? Iată, aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok, dacă îi dai Tesla, vezi Tesla, dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus. Bun. După care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vedere, ceva am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original la cel mai nou tip de Mercedes plus niște tweetere 4 de demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 223, da? Plus cheile acestea inteligente care le vedeți că le-am prezentat. Să, iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? Varianta de prezentare și aici vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, Porsche-uri. Tot ce doriți puteți să găsiți aici prin TikTok-urile mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme de navigații diverse, tot, da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim și tot aici în shop-ul nostru online, după cât v-am zis, avem Facebook. Unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Tor Oradea, dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, da? Cât și partea de încălziri în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? Pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și partea de evacuări, Tor Oradea, dealer autorizat. Pe partea de WhatsApp, mă poți găsi 0722378512, iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului, după care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt, în cazul în care nu ați evitat și n-ați văzut, cum puteți să căutați la mine în canalul, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți. Vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, căutăm o altă autonavigație, da? După aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i dăm un Mercedes, ok?
Așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că uite, dacă îi dau că marcă înapoi, deci din 5000 și ceva de produse am 4313 navigații. Deci uitați-vă atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după ani și te ajută și modelul și anul și tot, 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 tot. Da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Îți arată câte produse ai. Deci dacă am 18, unde am? Cam 3, dar dă-i în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de rulare. Ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele, oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste. Sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth audio, camere monitorizare trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatoriu, uite, Skoda, îmi dă 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arată aici manoperă card USD și îți arată variante, avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei, dar citește, ai cameră față-spate sau ai cameră doar față? Scrie aici, filmare față trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare, față spate trafic plus parcare. Dacă te uiți aici, filmare față trafic doar față trafic plus parcare, față trafic fără parcare, adică în modul static nu-ți va filma. Aici, față spate trafic fără parcare. Următorul este față spate plus parcare. Deci citiți textele, vă rog, pentru că așa vă veți da seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă, iată, așa, am ceasuri digitale, mai nu am detectoare, modul Apple CarPlay, dacă vrei pentru o mașină, da, cauți aici marca, uite, Audi, că sunt multe și hai să vedem un modul care este, deci tot, tot, tot este transparent, numai să fiți, vă rog frumos, atent, pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot, tot, tot. Avem variantă de Apple CarPlay care îți face Apple-ul fără, varianta full Wi-Fi fără cablu, Android-ul auto ți-l face full fără cablu, avem Android Box-ul care îți face, androidizează tot sistemul și după aia sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici. Ok? Bun, după care hai să mai vedem încă o soluție. Da? Vrei să îți introduci într-un sistem original o cameră de parcare. Îți cauți așa, modul cameră parcare față-spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da? Model, uite, hai să vedem care are, e, de exemplu, A38P, da? Ok? Și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original, ok? Sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu, ia să vedem, uite, Q5 8R, 2018 2000 17, da? 2008-2017. Avem o variantă care știe doar cameră spate, care este 1200 de lei, sau știe cameră față-spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față-spate și atunci știe două variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de-aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7L9, 4M9, da, tot așa modulele care sunt, ok? Plus camerele aferente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot, tot, tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vrei o evacuare electronică? Iată, mă duc și aici. O să-i dau, de exemplu, toro evacuare, selectez marca sisteme Torex House, selectez model Torex House și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play frumos, freză dacă vrei, da? Varianta de montaj fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor, citește, tor generator de sunet, difuzor, este atâta, după care tor, modul, da? Modulul central care vi l-am prezentat este atâta. Un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două kituri, atâta. Deci tot, tot, tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai control asupra oricărei căutare. Tot, tot, tot este mână în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, portbagaj, hai să vă mai arăt un pic. Da, marcă, uite, Cadillac, 3 bucăți, da, și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de
sistem. Ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la la Z cum să cotrobăiți în site, după care, bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi, da? Și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4B8? Uite, așa. E de aia 4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan, am mult mai multe, dar încă sunt în probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații. Marca, hai să zicem BMW, ok? Uite cât de simplu site-ul, eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3 E46, de exemplu, da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el, da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? Totdeauna citește ce este cu roșu, pentru verificarea compatibilităților, vă rog să ne sunați, așa? După aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără ecran mare, vă vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă superb, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, hai să vedem cum ajungi aici, în cazul în care chiar vrei să ajungi la în YouTube, da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube și scriem, da, îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sandu Hifi Shop Sound Identity. Da, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sandu Hifi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber. Momentan sunteți atâția. Acest videoclip, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri. Așa, pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe ea, da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube peste tot. Aici, odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfoiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, shows live, playlisturi, da? Dacă dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da? Deci, de exemplu, aici lumini ambientale, aici reparat un Bentley Continental, aici montat pe Porsche Cayenne ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini Maserati, Hyundai-ul noi, câte variante și generații de mașini, cu începând de la lumini ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, CarPlay-uri, camere de vedere, evacuare electronică, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere trafic, iată X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată Porsche Panamera 2023, 4E hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlist-uri, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire, îi dai Created Playlist. Nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți până nu o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 top proiecte, 02 Sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 încălzire, 06 sisteme. Ce înseamnă acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate ca și toruri le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, mergi la următorul, la 06. Ei, aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, incinte, baș, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da?
Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot, tot. Încălzire în scaune, față, spate, senzor de parcare, la ce nivel putem să facem. Monitoare în tătiere, Apple CarPlay, să-ți faci Waze-ul, YouTube, Google-ul direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci toate acestea le poți vedea frumos sortate, da? Iată, cameră față, spate, DVR, ok? Deci poți să vezi și aici, vezi, 82 de videoclipuri, 8 videouri, 83 videoclipuri. Găsește aici câte sunt, o? Aoleu, la CarPlay-uri câte? 101, da. De la 14, până la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici vezi tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Unde vrei tu? Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan. Tot ce vrei le găsești aici. Ok? Deci, în ordine alfabetică, le găsești frumos aici toate. Da? Deci, tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro. Da? Totodată, de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? Vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți cu câteva minute anterior, v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlist-uri create, cum v-am arătat și îți găsești ce vrei tu. Ok? Nu uita, peste tot, Sound Hi-Fi, Sound Identity, bye bye!